fiecare din dumneavoastră are ordine de zi. Ce propuneri aveți la ordine de zi? De bază, de bază, de bază. Nici eu nu-i stipulat să primească ordine de zi pe bază. În urmând de... Eu am prima propunere, adică noi mai înainte am înaintat la Consiliu două interpelări. Una în sfârșitul martie, a doua în septembrie, cu privire la o informație din partea primarului la implementarea proiectului de canalizare, unde am solicitat pentru ședința de astăzi și prezența proiectantului, prezența patronului care execută lucrările de canalizare. La fel, am, în interpelare, am solicitat și prezența directorului televiziunii prin cablu, care prestează acest serviciu. Și văd că în ordinea de zi nu este inclus asta. Eu vă solicit, vă solicitați informație. Deci eu nu pot să o pun în ordinea de zi. Informație, dacă o solicitați, o să vă dăm. Noi am solicitat și prezența proiectantului, a directorului. Dar nu puteți voi să-i impuneți, nici pe proiectant, nici pe antreprenor, să-i puneți vin la ședința. Acolo ei sunt organe de control care duc evidență. Și nu voi să puteți să-l puneți sau să-l chemați aici, să dai dare seama. Eu cred că Consiliul Local are... Dacă aveți aducență, dacă voi aveți posibilitate, aducență. Noi am solicitat ca domnul primar să invite. Singurul lucrați cu dânsi. Nu, eu lucrez cu dânsi. Primăria lucrează, cu lucrează în baza proiectului. Primăria, da, domnul. Este primar, el este executorul tuturor deciziilor. Și care pretenzii în fața de? Nu ți-am adus aici? Nu, nu solicitat, noi am făcut solicitarea și întrebăm de ce nu sunt prezenți, doar atâta. Ei nu se subordonează administrației publice locale. Ei sunt organe de stat, a control, se finanțează din Ministerul Mediului. Ce își ține de organul de control la proiect, e domnul Menșină, dacă o trebuie să vă dăm, să vă dă informații, chiar să vrează toate și comisia. Cine mai este acolo? Deci este, cum se numește? Oricum, noi, eu propun ca să fie inclus în ordine de zi informația, chiar dacă mi-o dați dumneavoastră... Informația eu vă dau ceea ce e executat. Mai departe, ce nu mai trebuie să fie? Cine întrebare? Poftim încă propunerea la ordine de zi. Eu mă așteptam, deci noi toți ne așteptam ca în ordine de zi să mai fi inclus o întrebare referitor la banii alocați de bugetul de stat, e vorba de anexa 4. Ca să primim o informație cât de cât utilă pentru noi toți. Bun, o să te uităm. Vreau să fie inclus întrebarea aceasta, ordine de zi. Doamna. Să-mi fac întrebare. Voi vreți informații. Să nu întrebare. Eu pot spus să știu de ascultă în ordine de zi. Voi solicitați informații, dar nu dare de seamă. Da. Informații. Așa. Eu nu pot să-mi dau dare de seamă pe proiectul de canalizare și pe anexa 4 pot să dau informații și este valorificat și nu e valorificat. Nu cum inclus propunere. Dacă vreți informații, nu-ți primiți. Eu, după cât înțeleg, stimați consilieri, firma asta care face lucrările cu canalizația, o încheie contract cu primăria Costești. După cât știu eu, conform legii, primarul din satul Costești îndeplinește deciziile care se ia la Consiliul Local Costești. Dacă Consiliul Local Costești a cerut că se prezinte, da, e execuță, dacă e necesar să voi vorbesc, și nu mă întrerupeți. Păi poți să te filieze, dacă vrei să te filieze. Eu, asta e colega mea, personală. Și eu îmi spun colega. Vrei să te filieze mai departe? Iar eu ies din sală și filiază sănătos împreună cu domnul președinte, defilați părmântem neaz aici. Și vă dați în gură de urmas. Eu, dar de seamă în fața voastră, nu-mi dau. Eu propun ca ședința să continui lucrările mai departe. În ordine de zi, propun ca să fie introdusă numai prima întrebare cu privire la desemnarea candidaților pentru funcția de membre care are. Dacă sunt ceva cereri care are, poftim. În rest, toate întrebările de lăsăm până nu vine să-și dă etate de seamă canalizația, să vedem și ce trece aici în sat și ce face, și să margă o comisie să vadă și lucrări să faci canalizația. Canalizația nu se face pe o noapte, canalizația se face de zeci de ani de zile. Să cheltuie milioane de lei
care s-au trântit și s-au dus și s-au luat toată responsabilitatea față de dânsul. Am ajuns noi firma, el spune că firma asta nu stă de areța lor. Am ajuns noi firma, au participat la licitații 34 de milioane de lei și noi nu sunt șanță. Nu știu nimic. Bine, cum poate să participe la licitații așa firma? Andrei, ajunge, e clar. Domnul Victor, înseamnă. Mă spus, Ierie, în ce îți privește dare de seama primarului asupra proiectului care se împrimășează pe Răsasului, el trebuie să fie astăzi pus pe ordine de zi datorită la ce data trecută Consiliul a aprobat planul de activitate, unde a fost inclus acolo planul de activitate și dare de seama a primarului de implementare toate proiectele care sunt... Noi am vorbit, Victor, de toate deciziile. Dar și, da, și de toate deciziile și care se implementează pe teritoriul Sărbătorului. A fost impus, încă noi la comisie de drept am înaintat. Și aici s-a fost acceptat. Aici nu trebuie să vrem, nu vrem. Trebuie să mergem conform deciziei care a fost luată data trecută. Trimestrial. Aici dați faci ca trimestrial să fie dată dare țară. Că nu scăp, noi scăpăm atunci 30 ani de zile și s-au uitat tot niște lucruri. Trimestrial, decizii, implementarea deciziilor care au fost luate. Să vedem cum s-au respectat. Ele nu s-au luat de mult. Dacă lăsăm de an, S-a spus clar. Nu știu. Nu s-au uitat. Dar deja sunt luni de zile, de când noi am prezentat niște divize locale, de renovarea drumurilor, a unor porțiuni de drumuri, s-au prezentat domnul primar. Domnul a spus că nu sunt primori și aș pierde banii ăștia. O să-i valorificăm. Dar ei se valorifică numai în alte direcții, în alte măhări unde se vede că trebuie oamenii și ai favorizați. Dar noi, banii vom creez, aduși de către drumuri, și ei se valorifică în alte direcții și în alte măhări. Nu e normal lucrul ăsta. De ce nu se consultă cu noi toți consilierii? Iată de ce eu aport întrebările foarte strânge. Nu contează cine s-a dus. Contează că se direcționează de Consiliul. Cum s-a luat? Consiliul direcționează. Dar nu-i auzi, așa ești de ea. Asta e problema. Mi-e așa că vă spune. Eu mă vine în domnul Vasile, păi, stai la cine n-are și nu-i primarul, este economista. Oricum, deciziile e Consiliul și el merg spre executarea de pasie. Ca să fie primar, ca să fie economist, ca să fie contabil. Tot orice decizie trebuie să fie executat. Domnul Vasile. În ce se referă la implementarea proiectului de canalizare, vreau să vă să ne aducem în minte că președintele comisiei care face tenderul e primarul primării. Când a fost atunci tenderul câștigat din organizația care a încercat, el trebuie să-și informeze ce fel de organizație, ce se ocupă, ce utilaj are, și lucrări, și lucrări. Și lucrări. Da. El a venit cu niște, cum șef. Unicul om care a început de șef, nu și șeful. Toate utilajul luat din Păstești, care îi dăm ei prezentorașul în vârstul creieței. Angajații. Tot au fugit la dâși când au și nu își plătesc bani. Și am rămas toți gura căscată. În afară de asta, păi știți un lucru, că canalizația asta nu e un lucru care pare numai de glumă. Asta dacă un mic inschip undeva are canalizația și ea și nu-i făcut-o după Viterpas, e undeva, că știu, o tipă oricare, ea se întâlnește el. Dar nu stai de puțin. Acum mă interesează pe mine. Cum și mă are? Și arată să mă are și la urmă. La întrebare cu interpelarea proiectului.
4 și care ne sunt drepturile astea, să dea eu aportul, să te scrim o decizie. Să luăm că eu în curs de zășezări, să-și dea comisii, ori proiectant, ori cine ar fi, care cum permite legea. Dar dați să merg, să facem. Să zic, noi avem de dreptul și dați să și la urmă sunt oameni, veniți aici, care au pentru și au zără. Și noi avem ambițiile, o întrebare, două, trei. Dați cum lucrăm ce trebuie, dar nu lucrăm. Mulțumesc. Domnul Vasile, noi... Da, domnul. Eu, îmi permit să-i dau economist o întrebare și pe urmă o să insist ca în ordine zis și inclus încă o întrebare. S-a trecut licitația cu 330.000 porțiune și de drum de la Gârle Urmă. Nu de la Gârle, Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare, da. Și unde se fac lucrurile? În ce sat. Ok, am înțeles. Stimați consilier, eu propun ca viceprimarul care este prin contract la primăria Costești să fie demis din post începând cu ziua de astăzi. Puneți, vă rog, în ordine de zi și când o să ajung la întrebarea asta, eu o să lămuresc toate cele ce reprezintă licitația asta cu 330.000 de lei, care au fost preconizați pentru Gârle și au ajuns și nu știi pe unde. Și datorită la toată chestia asta, că el e din Gârle și nu a putut să apere și nu face un cap de gheață în partea aceea, eu propun ca să fie inclus în ordine de zi demiterea lui. Este proiectul de iluminare de 2 ani de zi, decizia, proiect, bani alocați, nu s-a făcut nimic. Dar voi... Domnul Vasile, suntem în Consiliul Județean din partea Gârlei 6 persoane. Nu o dată, dar... Domnul Vasile, vă simt dezbate la întrebarea asta. Nu, da, a venit cu rugăminte, adică să lumineze partea cea de Gârlei. Și întotdeauna nu s-a spus că nu fac nimic. Și încă, aia să nu ca o plângere, dar chiar vreau să vă spun din partea colectivului de profesori din Trătunață. Mi s-a dat întrebare, adică am fost întrebat și nu participăm la sărbătorii care au loc în cercul satului. Și nici n-ați participat, așa am spus. De ce? Pentru că la toate sărbătorii, chiar la limba noastră, steculețe au fost puse, ultimii steculețe care au fost puse pe stâmp, au fost liceul în partea aceea de stat, un steculeț nu a fost. Nu-i sărbătoare. Un pliantă de astea care să... Da, șef, pentru o parte și sat, dacă s-ar pune un pliant, nu-i tot sat, și nu uitați, cei mai mulți aligători sunt partea Gârlei. Acolo este numărul cel mai mare de aligători. Și-mi pare foarte rău. Dar aia asta e bun. Și n-am să participăm până atunci. Pentru că n-ați... Și propui o parte de Gârlei. Bă, referiți! Nu, bine, dacă luminarea îi strada ce dreapă, bine, nu o vinuva. Doamna, stimați colegi, stimați colegi, dați să fim puțin mai organizați, mai suficienți, să mergem să lucrăm eficient. Vreau puțin să concretizez. Primul lucru care l-am cerut de la domnul primar, adică a fost să fie informație despre implementarea proiectului. Eu vreau să fac o mică informație. Am intervenit fracțiunea noastră, Partidul Liberal Democrat din Moldova, cu prima interpelare încă la 31 martie 2014, unde am inclus următoarele solicitări. Cu privire la implementarea proiectului de construcție sistemului de canalizare a satului Costești, cu privire la executarea deciziilor privind iluminarea stradală, cu privire la activitatea Centrului Curaj, de acum asta a fost discutată, și cu privire la situația criminogenă, care tot a fost discutată. A rămas primele două întrebări de bază. Noi așa proiect, așa o sumă valoroasă, n-am avut niciodată. Și e un proiect de o foarte mare semnătate și se ține de ecologie, adică canalizare. E îmbucurător faptul că noi am câștigat acest proiect și e foarte dureros și dureros că se bate joc de proiectul dat. Noi dar am cerut de la primar doar la asta. A doilea, într-a doilea interpelare, eu termin. Am solicitat chiar și prezența proiectantului să ne spună cum ne-a fost scăpat de vedere un proces important, tehnologic, să fie pus nisip. Eu nu cred că asta a fost scăpat din vedere. De câte ori noi am solicitat proiectul să-l vedem de la viceprimar să unde se păstrează, nu au vrut să ne-l prezinte. Că noi avem să vedem, este inclus sau nu. Deși trebuie să ne uităm. De aceea că noi, dacă țineți minte la o ședință a Consiliului, am votat suplimentar cu 700.000 pentru includerea nisipului în proiectul dat.
Ceea ce la fel nu am primit. Ce faci parte din comisie de licitație? În comisie de licitație fac și eu parte, fac și domnul Mihai. Și vreau să spun, privind la sentințele comisiei de licitație, niciodată nu suntem anunțați să participăm. Dacă nu anunț să particip, eu sunt la serviciu exact 10 minute înainte de a se începe. Ședința, măsiune, trebuie să participați. Sau când din opție. De două ori am fost informat cu 10 minute înainte, în rest n-am mai fost niciodată anunțat să participăm. L-am sunat de domnul primar și l-am întrebat de ce eu nu sunt invitat la ședințe de comisie, doar eu sunt membru a comisiei de licitație. Și fără tine să faci lucruri, noi avem Să se dezbate oricum. Bine, atunci, ca să nu întind de mult ședința. Noi, în părnea de zi, includem următoarele întrebări. Doamna secretar, dă-le citire la toate propunerile consilierilor. Care a fost propunerea domnului Mihai Jala cu privire la banii alocați din bugetul de stat la anexa numărul 4 și propunerea domnului Șandrovski ca viceprimarul prin decizia consiliului să fie dimis din post. Da. Domnul președinte. Da, dumneavoastră. Domnul primar are dreptate atunci când a spus că nu în ordinea de zi spun acest subiect. Este vorba despre notă informativă. În conformitate cu legislația, funcționarii publici sunt obligați aleșilor locali să dea informații despre proiectele care se desfășoară. Chiar dacă domnul primar ne-a spus foarte clar și nici peste 10 zile și nici peste 6 luni sau nu știu când, nu o să ne dea informații. Deci nu are rost să facem o ședință extraordinară peste 10 zile. Eu sunt de acord cu domnul Vasile ca să trecem în parcurs în ordinea de zi de astăzi, cu completările care s-au făcut, dar la începutul ședinței, funcționarii publici care sunt prezenți, doamna economist sau doamna contabil, să ne facă o informație despre ceea ce s-a întâmplat. Doamna secretar, cu siguranță știe, pentru că aceste documente se scriu, se semnează de către funcționari. Deci, la începutul ședinței, aprobăm ordinea de zi, în primul rând, o votăm. La începutul ședinței, să ne facă informația funcționarii care sunt aici despre ceea ce știu, că altceva nu vom mai obține, altceva nu mai are rost să mai pune vreodată întrebări. Pentru că s-a spus foarte clar, vouă nu am să vă dau niciodată dare de seamă. Și clar, ce mai e? Tânjâm atâta. Domnul Natalia, sunt bani care s-au Întregime. Din presă. Spune nimeni.